organizare și de pregătirea partidului pentru anul 2024. Evident că după alegerile parlamentare, suntem la numai două luni, Pro-România a înregistrat o scădere importantă în preferințele electoratului și trebuie să găsim soluții pentru a relansa acest proiect politic de care, credem noi, România are nevoie. În această săptămână am făcut discuții importante legate de identitatea Pro-România. Am convenit cu toții la nivel central că Pro-România trebuie să-și asume identitatea de partid de centru-stânga, pro-european. Considerăm că mesajele mixte, unele chiar contradictorii, au făcut ca Pro-România să pierdă o bună parte electoratului său către alte partide politice. De asemenea, credem că Pro-România trebuie să-și consolideze dimensiunea europeană prin asumarea unei agende europene și să fie preocupate de teme importante, cum ar fi educația, sănătatea, coeziunea socială și teritorială. De asemenea, ne-am propus să ne adresăm în principal clasei de mijloc, atâta cum mai există astăzi în România. Din păcate, clasa aceasta de mijloc este foarte subțire, iar disparitățile mari existente la nivel național, între regiuni, între diferite categorii sociale, reprezintă sursa acumulării de frustrări în rândul oamenilor și de aici poziționarea către partide politice care vin cu mesaje, să spunem, antisistem și nu construiesc, de fapt, nimic important. Dorim de asemenea să ne adresăm persoanelor care au mici afaceri, să sprijinim persoanele cu venituri medii și mici. Suntem alături de cei din sistemul bugetar, nu de prostiile din sistemul bugetar, ca să fie foarte clar, și de toți cei care așteaptă un mesaj de stânga pro-european pe care nu îl regăsesc astăzi la alte partide politice. O preocupare de bază, cred că trebuie să fie legată în continuare de mediul rural. Dincolo de lucrurile care s-au făcut în mediul rural, drumuri, apă, canal, totuși trebuie să constatăm că mediul rural din România este mult rămas în urmă. Există disparități importante care afectează evoluția pe termen lung a oamenilor care trăiesc în mediul rural. Un exemplu este ceea ce se întâmplă în învățământ, că foarte mulți copii nu au acces la educație și credem că și aici există o sursă importantă de oameni care ar putea să vină alături de noi. Spre exemplu, 1 milion de alegători au fost mai puțin prezenți în mediul rural la alegerile parlamentare din decembrie față de alegerile locale, lucruri care ar trebui să dea de gândit tuturor partidelor politice. Ne propunem de asemenea să construim un proiect politic care să aibă în vedere relansarea României și credem că o comunicare importantă pe ceea ce înseamnă Planul Național de Redresare și Reziliență ar fi benefică și pentru noi ca partid politic, dar și pentru cetățenii din România care ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă cu acest mecanism. Ne-am propus de asemenea să organizăm anual conferințe tematice pe chestiuni care interesează populația României, să fim foarte apropiați de ceea ce înseamnă sindicate. Eu practic cred astăzi că viața sindicală din România este grav afectată de măsuri care s-au luat în urmă cu 10 ani de guvernul Boc. Vă dau un singur exemplu. Nu avem contracte colective de muncă la nivel de rangă. Nu mai există nici contract colectiv de muncă la nivel național, ceea ce permite diversilor proprietari de afaceri să trateze cu foarte mare indiferență problemele sociale ale oamenilor. Salariul minim, de exemplu, pe ramură, reprezenta un criteriu sub care nu se putea scădea niciodată.
După cum, credem că sunt foarte mulți tineri care lucrează în general în sistemul privat și care sunt la momentul ăsta exploatați într-un fel inacceptabil, cu 10, 12, 14 ore de muncă, de foarte multe ori în companii multinaționale. De asemenea, credem că este nevoie de modernizarea administrației publice și în acest context vreau să vă semnalez faptul că în marți, în această săptămână, deci în urmă cu două zile, s-au împlinit 53 de ani de la legea privind reorganizarea administrativ-teritorială a României din 1968. Este vorba de legea 2. Problema n-a fost comentată, n-a fost sesizată de nimeni. Suntem la 53 de ani de când România a renunțat la sistemul sovietic de organizare administrativă cu raioane, cu regiuni și a revenit la modelul tradițional de reorganizare cu județe, comune, orașe, unele orașe cu statut de municipiu. S-a dovedit că decizia luată în urmă cu 53 de ani a permis relansarea unor zone din țară, relansarea economică, socială, culturală. Târgoviște este un bun exemplu pentru cei care vă uitați puțin în istoria Târgoviștei. În 1950 Târgoviște era undeva la 25.000 de locuitori. Reorganizarea administrativ-teritorială, statutul de capitală de județ și pentru Târgoviște, dar și pentru alții, pentru Giurgiu, pentru Călăraș, pentru Alexandria, a permis o mai bună echilibrare, să spun, în plan teritorial, activităților economice, sociale, culturale. Cred că este momentul ca să gândim la viitor. Și la această gândire la viitor înseamnă o reorganizare administrativ-teritorială pe care Pro-România a mai susținut-o, o susținem și acum, revenirea la un sistem cu 15 județe, astăzi avem 40, ceea ce înseamnă foarte mult, sunt de fapt unități administrativ-teritoriale mici, fără forță de dezvoltare. Este nevoie să reducem numărul de localități, nu știu dacă cunoașteți, dar, de exemplu, în județul Arad există o comună cu 100 de locuitori. Gândiți-vă că din acea 100 de locuitori, 9 sunt consilieri local, unul primar, 25 sunt angajați în primăriei și probabil că avem undeva la peste 1500 de localități sub 2000 de locuitori, cu care nu putem continua chiar dacă, sigur, există orgolii, există, să spunem, interese locale. Deci credem că este nevoie să reorganizăm România la 1500 de localități față de 3300 câte sunt astăzi. Avem și exemple de bună practică pe care eu le-am mai pomenit pe la diferite conferințe de presă. Polonia, o țară cu 40 de milioane de locuitori, s-a reorganizat administrativ în urmă cu 10 ani în 16 voievodate. Voievodatul este unitatea administrativ-teritorială de tipul județului din România și acolo este o revenire istorică, să spun, la ceea ce însemna reorganizarea administrativ-teritorială a Poloniei. Fiecare unitate administrativ-teritorială, fiecare voievodat are între 1 și 5 milioane de locuitori. Rezultatul a fost acela că Polonia, sigur, și cu alte măsuri, nu doar cu reorganizarea administrativ-teritorială, a reușit, dintre țările foste comuniste, central și este europene, să aibă cel mai ridicat grad de absorție a fondurilor europene și un drept de dezvoltare foarte important. Polonia este printre puținele state care în perioada 2009, 2010, 2011 nu s-a împrumutat la Fondul Monetar Internațional pentru că a știut să ia acești bani europeni. Și dacă vreți un exemplu de țară care nu are capacitatea economică a României, este Albania. Albania are 60 ceva de unități administrativ-teritoriale, o țară mică cu 3 milioane de locuitori, dar care a reușit să facă pași importanți în direcția modernizării. N-am auzit pe nimeni dintre cei care
sunt astăzi la putere sau opoziție în Parlamentul României, să mai comunice ceva legat de reorganizarea administrativ-teritorială a României. Câteva sublinieri legate